Asculți Armonie și Cunoaștere la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Armonie și Cunoaștere. Sunt Lucia Câmpan și astăzi vom vorbi despre cum ne ridicăm nivelul de energie și mai ales cum ieșim dintr-o situație limită sau neplăcută. În acest sens vorbim cu prietena noastră, Ana Luncă, bioenergoterapeut. Bine ai venit, Ana! Bine te-am găsit, Lucia, și bun găsit ascultătorilor noștri! Pentru început, haideți să vedem ce înseamnă să ieșim dintr-o situație limită sau care sunt acele situații care ne provoacă sau ne creează un anumit disconfort. Acele situații care ne creează un disconfort sunt toate situațiile în care percepem sau simțim o emoție puternică în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Emoția se simte foarte puternic în corpul nostru, uneori chiar ne și paralizează, alteori ne provoacă stări emotive destul de intense, alteori ne duc chiar la abandonarea situației și retragerea din lume. Vorbim despre cazurile extreme. Înțeleg că vorbim despre situații, să zicem, hai să le particularizăm pe câteva din ele. Să zicem, niște evenimente mai traumatice, așa ca divorțuri, boli cronice, ce anume mai putem să includem aici? Certuri, tensiuni, conflicte? Orice formă de conflict cu persoane sau cu mediul înconjurător și care au la bază percepția noastră și care creează mai departe, așa cum o numim noi în viața de zi cu zi, suferință. Deci cumva vorbim despre suferința care o declanșează un stimul exterior de gen conflict sau tensiune în relații sau anumite evenimente declanșatoare care ne produc o emoție foarte puternică din care vrem să ieșim. Da? O emoție care nu doar că ne produce disconfort, ci, spuneai tu, ne paralizează cumva. Deci e vorba de scăderea atât de bruscă a energiei, încât parcă nu mai simțim corpul. Aș vrea să spun câteva cuvinte mai întâi de toate despre suferință. Cum o percep eu și în viziunea mea ce înseamnă suferința? Eu consider că suferința apare ca urmare a percepției pe care o avem în legătură cu o situație sau o împrejurare, așa cum am vorbit adineauri, și când această percepția noastră este distorsionată, ea poate crea acest sentiment profund de separare. Percepția este cea care declanșează concepte precum diferențe, ea este pe grade, așa cum în funcție de cum și de tiparele pe care le avem și de ce anume vibrează înăuntru nostru în momentul în care vedem acea situație. O percepție distorsionată ia naștere din acea imagine din interiorul nostru care a fost clădită, de exemplu, ca să se apere. Da? Dăm un exemplu concret, acea mască a femeii puternice, da? Care afișează în lume acea mască a femeii puternice, însă ea simte este profund... vulnerabilă pe da, interior. Este vulnerabilă și simte nevoia profundă de afecțiune și de... Dar viața a împins-o și situațiile și împrejurările la care a fost supusă au fost declanșatoare în ea de această mască de autoprotecție. Să amintim și de tiparul de victimă sau de tiparul de agresor, care la fel. Ele pornesc toate din acea formă de percepție față de mediul exterior sau de împrejurarea respectivă și care declanșează o reacție în interiorul nostru și de cele mai multe ori acea reacție este provocată de niște amintiri. Așa, este vorba de un tipar, tiparul de victimizare, de fapt, care are la bază un stimul gen conflict care se actualizează pe baza unei amintiri trăite anterior. Că, practic, noi dacă nu am avea amintiri despre o stare care nu ne convine sau nu ne place, noi, în momentul în care ne confruntăm cu o situație, nu am fi atât de înverșunați. Pe când, în momentul în care există amintiri traumatice, atunci situația se schimbă și, cum ai spus tu, intervin percepțiile. Am face
acest lucru înseamnă că mă ia de proastă sau mă ia de fraier. A, înseamnă că, știi? Și toate au la bază înseamnă că. Și odată ce raționalizăm cu înseamnă că, deci trăim o suferință nu dublă, ci întreită sau înmiită. Pentru că noi punem deasupra unui eveniment traumatic că mi-a zis cineva ceva, că mi-a spus ceva care nu mi-a convenit, că s-a întâmplat un anumit lucru, noi îi dăm o semnificație traumatizantă prin însăși percepția pe care o lansăm vis-a-vis de experiențele anterioare. Și asta e important să înțeleagă ascultătorii, că dacă noi ne-am limita doar la ceea ce se întâmplă în prezent, da, și să abordăm o anumită situație cu discernământul din prezent și să nu dăm interpretări și conotații în plus, situația ar fi foarte sau mult mai simplă și mai ușor de trecut decât să aducem semnificații și să o înflorim, cum se zice, da? Să punem acele sentimente și acele trăiri ale noastre, să le umplem de diverse semnificații care poate nu sunt în prezent, poate doar au fost în trecut. Haideți să vorbim pe concret de o situație anume care poate să ne scadă foarte tare nivelul de energie prin însăși faptul că interpretăm sau aducem aceste percepții traumatizante în context. Probabil aș putea aduce exemplul pe care l-am dat adineauri, declanșator al tiparului de victimă, de exemplu, atunci când persoana care are acest tipar de victimă, care poartă acest tipar de victimă, întâlnește oriunde merge tiparul agresorului, care vine spre ea, agresorul. Da, care vine spre ea cu ori cu violență, violență fizică sau verbală, sau pur și simplu cu abuz, cu toate formele de abuz. Și atunci acesta este un caz destul de frecvent întâlnit. Ok, hai să-l detaliem puțin și să vedem de ce își atrage victima agresorul. Pentru că știm cu toții, chiar și în fenomenele infracționale, agresorii sunt provocați de victime, da? Și atunci haideți să vedem ce anume face ca un agresor, da, să fie provocat de victimă. Sau ce face victima în mod conștient sau inconștient ca să provoace agresorul. Din câte eu știu sau din experiența mea, pot să spun că victima are în subsidiar un anumit soi de judecată față de agresor. Da? Ca și cum interpretează gesturile într-un anumit fel. Și atunci agresorul, într-o formă sau alta, el se simte judecat și provocat. De aceea se manifestă și își manifestă agresivitatea, pentru că se simte judecat. Și mai ales pentru că victima nu și-asumă rolul de persoană conștientă de puterea sa. Întotdeauna o victimă nu este conștientă de puterea sa și nu și-asumă responsabilitatea puterii personale. Iar toți agresorii în relații cu victimele, de fapt, pe lângă faptul că, exercită o anumită agresiune față de victimă, au poate și această variantă de a-i ajuta cumva, dacă vorbim la un nivel subtil, pe persoanele care nu și-asumă responsabilitatea propriilor sau propriei puteri, să devină mai conștienți și mai împuternicite. Da? Să ia atitudine, să poată să spună nu, nu neapărat să riposteze, dar să-și ceară drepturile, să-și spună cu onoare ceea ce simt și nu să se lase cumva călcate în picioare de așa zici agresori. Aș vrea să adaug, Lucia, dacă îmi permiți, și faptul că între cei doi, în momentul în care există o relaționare de orice tip, da, chiar și o comunicare verbală, între cei doi se stabilește și o comunicare la nivel subtil. Adică agresorul va simți, îi va simți acea formă de slăbiciune a persoanei din față. Și această formă de slăbiciune pentru el este tentantă, între ghilimele, pentru rolul pe care și l-a asumat de agresor, și atunci va merge către, va, 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 a,
prinde și va prinde acele și va pulsa acele butoane care să scoată victima, să o placeze în stadiul de victimă înainte de toate și după care să se și manifeste. Deci cumva ăsta este rolul, să zicem așa zis, pozitiv sau de creștere, de evoluție, din relația dintre un abuzator și o victimă. Pentru că întotdeauna există și un rol de creștere în toate evenimentele și în orice stare pe care o avem și în orice reacție pe care noi o avem vis-a-vis de un eveniment. Dacă nu înțelegem cumva ce se întâmplă, evenimentele se vor perpetua în viața noastră. Dacă însă vedem și înțelegem de ce se întâmplă un eveniment în viața noastră, avem șansa ca să accedem spre o nouă evoluție, spre un nivel de conștiință mai înalt și să încheiem cumva rolul acelor evenimente în viața noastră. Adică să nu mai tot atragem agresori, să nu mai tot atragem evenimente care să ne arate acea lecție. Și aici vorbim despre lecția puterii personale și anume acea manifestare firească pe care o are o victimă care ar trebui să-și asume poziția de putere personală. Să nu mai fie victimă, să nu se mai victimizeze, să-și poată asuma faptul că este o creație unică, că are dreptul să-și manifeste voința proprie, bineînțeles în forma acceptabilă social, să-și poată manifesta dorințele, să-și poată manifesta creativitatea și orice lucru care ține de persoana respectivă, de ea însăși. Și acest lucru poate că îi arată agresorul, că ea nu este stăpână pe ea însăși, că ea este derutată, că ea este sau se lasă derutată, se lasă influențată, se lasă victimizată, se lasă agresată, da? Aici intervine agresorul, se explice. Mă rog, nu toți sunt conștienți, vorbim doar la nivel subtil aceste lucruri, pentru că de regulă agresorii nu sunt conștienți de acest lucru, ci pur și simplu simt cumva, totul se petrece la nivel de simțire. Simt că persoana respectivă este derutată, este confuză, nu se acceptă pe ea, nu se respectă. Și de aceea, cumva, o victimizează sau îi produce un disconfort, pentru că simte, cumva, că dacă ea nu se respectă pe ea însă și nu se iubește sau nu își asumă puterea personală, nu are niciun sens ca să o respecte și atunci îi vine, cumva, în mod firesc, să o abuzeze sau să-i producă un disconfort, să fie să o neglijeze, fie să o umilească sau pur și simplu uneori se ajunge și la abuzuri chiar fizice. Așa este, Lucia, și de fiecare dată când aud asemenea cazuri, sfatul meu de suflet este să-și întărească încrederea în sine, încrederea în sine și iubirea față de sine, pentru că cele două puncte sunt de plecare și mai departe există foarte multe metode de creșterea vibrației și de ieșirea din stările tensionate și așa zise de suferință, astfel încât să nu perindăm această stare și să nu perpetuăm în aceeași stare, ci pur și simplu să căutăm toate metodele prin care să ieșim. Exact, să nu stăm într-o stare de victimizare pentru că această stare va atrage o alta. Dacă stăm și ne plângem de milă că nu știu ce s-a întâmplat, că bărbatul m-a părăsit sau că nu știu ce mi-a făcut concubinul sau orice altceva, atunci vom perpetua nu doar starea de victimizare, ci și evenimentele pe care le vom atrage în viața noastră. Pentru că pe ce frecvență stăm, care este starea noastră, pe acea frecvență întâlnim și evenimentele cu care ne confruntăm zi de zi. Dacă ne ridicăm vibrația și alegem o rezonanță cu o frecvență mai înaltă, atunci cu siguranță vom atrage evenimente de pe acea rezonanță. Dacă vom fi în iubire, vom atrage parteneri iubitori, vom atrage situații de viață care să ne pună într-o lumină favorabilă. Și într-adevăr, stima de sine este elementul cheie care face diferența semnificativă între o victimă și o persoană care se respectă pe sine.
o persoană care se respectă pe sine și accede în puterea ei personală, așa cum am zis, își asumă puterea personală, este o persoană care trece de la starea de victimizare la starea de încredere în sine. Hai să vedem puțin câteva din metodele pe care le avem la dispoziție ca să ieșim totuși din situațiile astea traumatizante, de criză, de victimizare. Să vorbim puțin despre ele. Eu aș face, dacă se poate face, un clasament. În primul loc în acest clasament aș poziționa iertarea. Deci iertarea de sine, care... iertarea de sine și iertarea față de ceilalți. Și iertarea față de cei care ne-au rănit și iertarea față de cei care ne-au învățat să relaționăm în acest fel, adică familia noastră de bază sau de la cei de la care am copiat modelul de viață și modelul comportamental. Și iertare, în primul rând, iertarea de sine. Pentru că lipsa iertării de sine creează mai departe, degenerează în sentiment de vinovăție. Și vinovăția, la rândul ei, atrage și mai multă și mai multă suferință. Deci, practic, asta vreau să precizez și eu. În momentul în care noi nu iertăm, nu iertăm agresorul, nu iertăm pe cel care ne-a cauzat un oarecare disconfort, noi perpetuăm mai mereu aceleași evenimente sau același gen de situații. Și aici vorbim despre iertarea, în primul rând, a părinților, pentru că părinții sau relația cu părinții este matricea de bază în orice altă relație ulterioară. Dacă relația cu părinții este o relație curată, relație în care nu există tensiuni, nu există conflicte și a existat iertarea și, sau poate că n-a fost cazul și a existat o armonie în familia de origine, atunci șansa ca să atragem evenimente plăcute și să avem o relaționare optimă cu cei din jur este foarte mare. Dacă însă nu procedăm la a ne ierta părinții, în primul rând, toți ceilalți ne vor arăta practic ce nu am iertat la părinții noștri. De aceea este foarte important ca primul lucru care să facem după iertarea de sine, așa cum tu ai spus foarte bine, prima dată trebuie să ne iertăm pe noi, dar după aceea e foarte important să ne iertăm părinții. Iar după ce ne-am iertat părinții, să iertăm persoanele care ne-au cauzat primele disconforturi pe care ni le amintim. Așa, de când eram copii, poate mai încoace de când eram în școală sau studenți, la locul de muncă și așa mai departe. Să ne amintim câteva persoane și să facem o iertare sinceră în interiorul nostru, în sufletul nostru, ca să stingem cumva acele focare de infecție, cum să le zic eu, generatoare de conflicte. Pentru că în momentul în care nu avem iertare și avem furie și tot timpul avem cumva o ură față de cei care ne-au cauzat ceva sau încă îi mai judecăm, acele focare ne mănâncă cumva energia zilnică. Sunt ca niște, să zicem, ca niște virusuri în interiorul sistemului nostru care ne iau energia și permanent ne cauzează gânduri toxice. Și energia rezultată din aceste gânduri toxice este oarecum toxică și de aceea atragem cumva din nou și din nou alte conflicte, oameni care nu ne valorizează, oameni care nu ne respectă, pentru că avem acele focare în noi de energie toxică generată de gânduri și de neiertare din noi. În afară de iertare, haideți să vedem, vorbim despre recunoștință, vorbim despre iubirea de sine, vorbim de câteva din instrumentele pe care, de fapt, ne ajută cu precădere să ieșim din situațiile limită. Am putea spune imediat despre iubirea de sine, despre care am tot vorbit, dar aș vrea doar să menționez că atâta timp cât nu reușim și nu învățăm să ne iubim pe noi înșine cu adevărat, ne va fi greu să împărtășim iubirea într-un mod sănătos și să înțelegem iubirea într-un mod sănătos. Deci următorul aspect ar fi iubirea de sine și iubirea către ceilalți și recunoștința. Recunoștința este, practicarea recunoștinței este un instrument extraordinar de creștere a nivelului de vibrație și de încredere și de
retrezire, practic, la viață, pentru că se produce exact ca un fenomen de retrezire a vieții, a conștiinței, și putem revizui mereu toate momentele pentru care suntem recunoscătoare și putem începe în jurul nostru să căutăm acele lucruri pentru care suntem recunoscători. Și vă asigur că dacă începeți să faceți această căutare, veți detecta foarte multe momente și motive pentru care să fim recunoscători. Recunoștința este instrumentul, să zic așa, cel mai prețios și pe care eu l-am recomandat și în cartea mea Estetica Împlinirii, pe care am lansat-o recent, și care, din punctul meu de vedere, este un instrument la îndemâna tuturor, este cel mai probabil a fi, nu doar simplu, a fi cel mai util instrument de a ne aduce starea de bucurie și de pace înăuntru nostru. Și nu doar atât, recunoștința are un nivel de energie foarte ridicat. A practica recunoștința înseamnă din start a păși pe un nivel superior de evoluție. Cei care practică recunoștința zilnică deja au un alt nivel de vibrații, atrag evenimente cu nivelul de vibrație al iubirii și al recunoștinței, situații pozitive de viață, își ating cu ușurință obiectivele. Vă spuneam că așa cum vorbesc în cartea Estetica Împlinirii despre acest minunat instrument pe care îl poate practica oricine, așa cum eu am practicat această formă, să zicem, și o practic în continuare această formă de energie și un instrument, să zicem, de dezvoltare personală, așa recomand tuturor ca să folosească recunoștința atunci când au o situație problematică. E posibil ca în interiorul nostru să mintea să ne spună cum să fiu recunoscătoare, că uite ce mi-a făcut, sau uite ce mi-a zis, sau uite prin ce trec. E adevărat, aici intervine un conflict interior între ce spune mintea, ce spun gândurile și ce spune sufletul. Întotdeauna sufletul va alege calea adevărului, calea recunoștinței, calea binelui, a iubirii, pentru că el dorește să stingă în iubire tot ce s-a întâmplat. Însă dacă gândurile se opun și dacă noi dăm crezare gândurilor, vom acționa împotriva sufletului și vom perpetua starea de suferință pe perioade foarte lungi de timp, până când ne vom trezi cu adevărat și vom accede la recunoștință, iubire și iertare. Ana, dacă vrei să mă mai completezi? Aș vrea să trec la un alt instrument de ridicarea noastră din suferință și care este ieșirea în natură, statul cât mai mult timp în natură, petrecerea timpului în natură, admirând efectiv frumusețea din jurul nostru, pentru că avem ce admira. Statul la soare, efectiv, pentru că soarele este un mare generator de viață și de energie și în acest sens sunt destul de multe tehnici și practici la răsăritul soarelui, de exemplu, care sunt fabuloase, efectiv, iar dacă nu le cunoașteți și nu aveți acces la anumite tehnici care sunt predate de terapeuți sau consilieri, atunci puteți foarte bine. Dacă sunteți amatori de trezire și de răsărituri de soare, puteți pur și simplu să stați, să vă desfășurați o activitate sau să stați pur și simplu să admirați răsăritul soarelui, exact ca un copil care se bucură de un eveniment extraordinar. La fel putem începe să inspirăm în același timp. Și putem să ne folosim și de instrumentul muzică, pentru că muzica este extraordinar de importantă și ajutătoare. Mulțumesc tare mult, Ana! Noi ne-am apropiat de finalul emisiunii și închidem cu muzică, cu apus de soare și cu multă, multă bunăvoință și vă transmitem de aici, din studioul emisiunii, să aveți o seară plăcută, relaxantă, cu multă bucurie, iertare și iubire. La revedere!